apa de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Bună dimineața, bună dimineața, o nouă cafea pe știri din Neamț și mesagerul de Neamț imediat în direct. Oameni buni, trăim vremuri mai mult decât ciudate și interesante. Încă nimeni nu știe ce se va întâmpla în această țară cu bolnavii de COVID, cu spitalele COVID. Nimeni nu știe încă care vor fi perspectivele, pentru că nu e așa, suntem într-un an electoral și într-un an electoral toate lucrurile o iau razna. O iau razna pentru că e aproape normal și firesc, că nu numai la noi, peste tot se întâmplă așa, ca lumea să vină și să spună, domne, facem, dregem, dar fără să prezinte și cum și mai ales cu ce. În această perioadă, pentru că ne despart foarte puține zile de alegerile locale, eu spun că ar fi normal și firesc ca fiecare șef de administrație locală să vină în fața alegătorilor. Nu la cafeaua de dimineață neapărat, sunt și alte mijloace media, dar să vină în direct să răspundă întrebărilor și să încerce să explice ce a făcut și ce n-a făcut. Cum a făcut și de ce n-a făcut. Care au fost modalitățile, pârghiile pe care a apăsat să facă ceva și unde a fost blocajul pentru ce își propusese să facă. Doar așa, doar din asemenea dezbateri și discuții, putem să vedem ce se întâmplă cu adevărat în comunitățile locale. De aceea, începem un șir de emisiuni în care vom marșa pe administrație. Să-i chemăm pe cei care au fost la conducerea lor în emisiuni. Și vom încerca să facem acest lucru pornind de la vârf, adică de la instituțiile foarte mari. De exemplu, vom încerca să-l invităm săptămâna viitoare pe președintele Consiliului Județean, Ionel Arsene, să vină în emisiune. Vom încerca să luăm legătura cu toți primarii orașelor și ai comunelor. Primul care a răspuns invitației noastre fără multe discuții și fără negocieri, chiar dacă a fost într-o perioadă mai agitată așa, pentru că a avut niște evenimente plăcute în familie, a fost primarul orașului Târgu Neamț, domnul Daniel Harpa. Bună dimineața, bine ați venit în emisiune, domnul primar. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Felicitări pentru băiat, că am terminat liceul și se pregătește pentru facultate. Am înțeles să-i fie drumul cât mai bun în viață. Domnul primar, ați auzit introducerea lungă pe care am făcut-o, că îmi place să mă ascult vorbind. Nu, la toți le place să mă asculte vorbind. Domnul primar, cam asta aș vrea să discutăm astăzi. Ce s-a făcut cu adevărat și ce nu s-a făcut și de ce s-a făcut și de ce nu s-a putut face. Să începem cu partea ușoară. Ce s-a făcut? Ce s-a făcut? Pentru că asta e mai ușor de vorbit. Haideți să vedem. Sunteți mulțumit? Și acum vorbesc de ultimii 4 ani, nu vă duc mai departe. Sunteți mulțumit de ce s-a realizat în Târgu Neamț sub mandatul dumneavoastră și al Consiliului Local? Că nu trebuie uitat lucrul acesta. Primarul este cel care pune în operă hotărârile Consiliului Local. Deci sunteți mulțumit de cum au evoluat lucrurile, de ce s-a realizat? Că de obicei lucrurile bune vin pe final de mandat. Lumea o să spună că se fac înainte de alegeri. Nu, este un ciclu pe care merg programele. Dacă l-ai început în primul an de mandat, cam prin anul al treilea, al patrulea, poți să vorbești despre punerea în practică, în opera acestui program. Deci, vă rog.
Sigur, eu am făcut și fac tot timpul o comparație între primul mandat și cel de-al doilea mandat de primar. Și trebuie să fiu sincer că în primul mandat s-au realizat foarte, foarte multe lucruri în Târgu Neam și aici mă refer în primul și în primul rând la infrastructura rutieră, pentru că majoritatea locuitorilor orașului Târgu Neam și nu numai, asta își doresc, o infrastructură rutieră modernă și, bineînțeles, bazată pe, eu știu, pe un trafic civilizat. De la începutul mandatului, primului mandat din 2012, eu am urmărit împreună cu Consiliul Local, cu consilierii care am avut pe lista mea, am urmărit să facem lucrurile gospodărește, adică cum trebuie să fie făcute în Târgu Neamț. Și aici mă refer la, înainte de a începe investițiile pe infrastructura rutieră, pe acele asfaltări ale străzilor, am făcut tot posibilul să avem asigurată canalizarea, apa și gazul pe străzile respective. Ăsta este și motivul pentru care am avut o întârziere la modernizarea străzilor și asta este și o nemulțumire a mea că nu am reușit să realizez 100% modernizarea străzilor din Târgu Neamț. Cam care ar fi stadiul? Dacă e să discutăm pe procente, în 2012 străzile erau modernizate în proporție de 30%, iar acum, la momentul când discutăm, avem străzi modernizate în proporție de 70%. Dar să nu uităm că toate străzile, toate cartierele din Târgu Neamț au asigurat apă, canal și gaz metan. De acum un an, doi, putem discuta de modernizarea infrastructurii rutiere pe zonele unde am terminat canalizarea, apa și gazul. Cât de greu este să convingi niște oameni pe o stradă că, dom'le, acum se pune apa și peste un an jumate se pune asfaltul sau peste un an se pune asfaltul. Pentru că pentru oamenii aceia sunt și ei de înțeles. Dom'le, da, dar noi ce... Dar să pui apa și după aceea să vii să... Sau să pui asfaltul și după aceea să pui apa, e o chestie, un nonsens. De ce... Cum reacționează oamenii când te duci să le spui? Este foarte greu de a-i convinge, pentru că, pe bună dreptate, și eu dacă aș locui în... Și eu am locuit în zona unde nu era modernizată strada și trebuie să înțeleagă cetățeanul orașului Târgu Neamț, unde sunt eu primar, că așa este normal să facem. Am avut străzi, capete de străzi unde le-am asfaltat, iar la un an, când proiectul a intrat în finanțare, am fost obligați să intervenim. Am fost obligați, constructorii au fost obligați să intervină pentru a asigura canalizarea, apa sau gazul și am distrus toată strada care a fost modernizată din bani publici. Și aici mă refer în primul și în primul rând din bugetul local. Da. Deci, cu străzile, într-un fel, stați bine. Am înțeles că anul acesta am văzut o știre pe undeva că mai intră foarte rapid în execuție vreo 13 străzi. Da. Bine, aici cu toții ne dorim cât mai repede posibil să modernizăm străzile. Sunt, în primul și în primul rând, două cartiere adiacente orașului, zona Blebea și zona Humulești, noi unde acolo abia am terminat canalizarea și extinderea, de fapt pe Humulești noi și extinderea de gaz, iar în cartierul Blebea am început proiectarea pe tot ceea ce înseamnă asigurare de gaz metan. Nu vreau să fiu mincinos, dar cu siguranță anul acesta nu se va realiza această investiție pe străzi, în aceste două cartiere, întrucât încă nu am terminat infrastructura pe apă, canal și gaz metan. Acolo se tot lucrează pe apă, canal. Ce se întâmplă? E o problemă? E o lucrare mai grea? Sau Știți foarte bine că aceste proiecte au fost finanțate ori prin Programul Național de Dezvoltare Locală sau prin POIM, prin fonduri europene. Da. Lucrarea este terminată. Problema este de proiectarea care a fost făcută în anumite zone unde canalizarea este ba mai sus, ba mai jos de locuința cetățeanului. E clar. Mulți dintre locuitorii acestor două cartiere nu își doresc a se reacorda la canalizare
Și așa cum spuneați... Din cauza faptului că nu funcționează cum trebuie și trebuie să recunosc că există o discuție între administrația locală și compania de... Să nu vă faceți probleme mari, știu că sunt probleme. La Piatra Neamț, când s-a făcut partea de canalizare la ieșirea spre Târgu Neamț, curgea apa invers. Adică ar fi trebuit să curgă invers canalizarea. Tot așa, un proiectant a făcut proiectul din birou de la București. Și a ținut-o langa, că așa e bine, și după aceea au trebuit reluată lucrarea toată. Sper să nu se întâmple. Nu am avut probleme de genul acesta, dar este foarte greu a convinge omul să se reacordeze la apă canal. La canalizare, în primul rând, că apă avem. Bun. Deci cu străzile în cu mare... Cu străzile, așa cum a spus, avem aceste 13 străzi care le-am... deja am terminat licitația și probabil după data de 15 vom începe lucrările. Și aici am luat măsura de a informa toți cetățenii care locuiesc pe acele străzi să se racordeze, dacă nu s-au racordat până acum, la apă, canal sau gaz metan. Nu sunt probleme pe aceste 13 străzi și eu cred că până la sfârșitul mandatului le voi termina. Dar încă o dată spun că străzile care vor fi asfaltate vor avea asigurate în primul și în primul rând apă, canal și gaz metan. Am înțeles. Domnul primar, străzi, toată lumea vorbește de străzi. Mai puțin vorbesc de restul serviciilor, apă, canal. Sunteți într-o situație aparent bună față de alte primării de orașe, pentru că s-a investit în rețeaua de apă și canal, bine, și prin proiect și propriu și tot ce a fost acolo. Și rețeaua este bună, spre deosebire de alte orașe. În schimb, paradoxal, sunt probleme cu apa, pentru că a fost și secetă și sunt și problemele acelea pe care le cunoaștem cu toții de la APASERV. Ați purtat vreo discuție cu cei de la APASERV ca să rezolve ceva? Totuși aveți apă în apropiere, aveți tot felul de facilități acolo, aveți aducțiune. Ce se întâmplă? Noi în Târgu Neamț am schimbat tot ceea ce a însemnat instalații de apă vechi și aici mă refer la instalații de peste 40 de ani. Deci infrastructura este asigurată în Târgu Neamț. Cred că este singurul oraș, nu știu Bicazul cum stă. Nu știu, da. Dar aici la noi avem asigurată. Deci am schimbat tot ceea ce s-a putut schimba. Că am avut proiecte pe fonduri europene, că am avut proiecte pe Programul Național de Dezvoltare, că nu putem discuta de bugetul local, că este destul de mic pentru investiții atât de mari. Dar singura problemă, și nu numai la noi, și la colegii din, în special din Colegiul 7, care sunt pe zona Târgu Neamț, singura problemă este acea stație de captare din localitatea Prăvotești, din comuna Timișești, unde obligatoriu trebuie să se investească și să vină cu o investiție destul de consistentă. Din ce am înțeles, președintele Consiliului Județean a purtat discuții cu reprezentanții APASERV-ului și a garantat că va face tot posibilul să înceapă investiția acolo pentru a rezolva problema cu apa, nu numai în Târgu Neamț, ci și în zona adiacentă. Bun, deci pe partea de servicii, astea sunt lucrurile. Bun, haideți să depășim un pic partea asta. Orașul Târgu Neamț este, va fi, când va fi, o să vedem, pe traseul celebrei autostrăzi. În momentul în care știi că ești pe traseul unei autostrăzi, teoretic, te pregătești și spui, băi, cam ce ar trebui să fac eu, că va fi trafic aici, cam ce ar trebui să asigur eu, pentru că toată lumea vorbește despre turism. În Neamț, toți sunt cu turismul în gură, ca să spun așa. Cum vă pregătiți dumneavoastră? Pentru că, sincer, eu mi-aduc aminte că am tot scris de ani de zile despre... de exemplu, parcul de la cetate. A fost odată concesionat, a eșuat. Ați mai scos odată la licitație, nu s-a ținut constructorul de treabă și a trebuit să anulați. Acum, în momentul ăsta, aveți, cum se spune, din nou pornită treaba. Noi am făcut ieri niște fotografii acolo. Spuneți-mi, care e situația și de unde vine finanțarea pentru ceea ce ați început în parc? O să încerc eu să pun fotografiile și dacă este, o să vă rog să ne și explicați după fotografii. Nu știu dacă toată lumea este informată, dar
Acest parc are o istorie cam delicată. În 2012, când am venit la conducerea primăriei, parcul era concesionat. Acum da. Se vede pe ecran da. Gardul de la intrare. Da. Noi am lucrat... De fapt, haideți să discutăm un pic de istoria acestui parc. Vă rog, chiar vă rog. Și între timp eu mai pun câte o poză. În 2012 a fost concesionat. Eu când am venit la conducerea primăriei, parcul era concesionat. Nu se realizase absolut nimic. Ca urmare a unui control al Curții de Conturi a fost un proces în derulare care abia anul acesta a fost terminat, la începutul anului 2020. Așa că nu vreau să mă scuz, dar în perioada când ai un proces pe rol și nu se termină procesul și nu ai o hotărâre definitivă și revocabilă, nu poți să faci absolut nicio investiție în parc. Mai mult decât atâta, erau și niște proiecte care ar fi trebuit Erau niște proiecte care le-am încercat noi, atât pe fonduri europene, am încercat să scoatem din nou, să găsim o soluție cu fostul concesionar, dar nu s-a putut discuta acest lucru și am reușit anul acesta pentru un proiect finanțat din buget local să începem lucrările. Bineînțeles, lucrurile trebuiau începute mult mai devreme în anul 2020, dar datorită acestui fenomen mondial nu s-a putut lucra. De fapt, nici constructorii nu au venit la lucru. O să rog regia, puneți poza mare dacă se poate. Așa că am început să împărțim parcul în două... Acum se vede o alee care da. Este, să spunem așa, partea de pavele terminată. Aici este zona de spații verzi unde există acest pavaj. Bineînțeles, pe acel scoar, pe mijlocul pavajului, vom avea niște opere de artă a maestrului Bălan, care ne-a făcut și acea poartă de intrare. El lucrează în lemn, dacă nu mă înșel. El lucrează în lemn, da, și este recunoscut. Și este mai mult cunoscut în afara țării decât în țară. Foarte bine punctat, da. Nu, așa, eu vreau să fac cu el o emisiune sau un material în ziar și încerc să dau de dânsul, pentru că este mai cunoscut în America decât este cunoscut în județul Neamț. Da, corect. Și operele alea vor fi de o mare valoare dacă, bineînțeles, vor fi și păstrate. Aici e o discuție, dar sper cu odată cu amplasarea și camerelor video în acea zonă să nu avem probleme. Deci spuneam că această zonă unde sunt aleile va fi zona de agrement, zona de, de recreere, iar după copacii din partea stângă vom avea zona de poză. Dați-o tot așa mare, vă rog, ca să explice domnul primar despre ce este vorba când puteți. Da, aici se lucrează la zona strandului cu intrarea care va fi undeva în intrarea pentru aprovizionare aici unde se vede această, să spunem, alee care nu este încă modernizată și zona strandului unde a fost de fapt vechiul strand al orașului. Haideți să o luăm așa pe rând. Deci va fi strand. Deci strand. Pentru adulți și pentru copii, zona de șezlonguri, zona de alimentație publică cu construcții ușoare și zona de recreere, de plimbări, unde ați arătat mai înainte. Deci, practic, constructorul e serios, întreb și eu acum. Știu că nu o să puteți spune foarte... Constructorul, nu am de unde să-l cunosc, dar eu, din ce văd, este serios. Din ce deci, văd nu, vă interesează dacă se lucrează în ritm. Da. Pentru că dumneavoastră ați avea interesul să lucreze cât mai în ritm. Ca să zic așa, dar cu siguranță nu va fi terminat strandul, aici mă refer la strand anul acesta, dar aleile și zona de recreere va fi terminat. Gata. Da, va fi gata. Și strandul când are termen? Strandul are termen la anul. Deci la anul. Da. Deci să spunem așa că la anul vom putea face o emisiune în de strand. Pe marginea strandului cu dumneavoastră ori în calitate de primar, ori în calitate de altceva. Cetățean al orașului Târgu Neamț. Da, asta este o veste bună. Pentru că e o zonă, ar crește valoarea zonei. De ce? Vin autocarele cu turiști. Acum, în afară de faptul că urcă până sus și au niște cașcarabete, le spun eu acolo, niște chioșcuri, cum vreți să le spun, niște puncte de vânzare turistico, nu știu de care. Bine, aici chicistice, unele dintre ele, că sunt și lucruri frumoase, nu au ce face. Doar se ducă pe terase, ceea ce pentru copii, în general, nu e. În schimb, dacă le ofer ceva în zona aceasta, care este efectiv peste drum, poate intră într-un fel de circuit și cu sala de sport,
de alături, poate intră și cu ceea ce eu tot am, și de-abia aștept să vă întreb, să vă iau un pic la întrebări, celebrul amfiteatru, că tot vorbim despre amfiteatrul ăla de la Târgu Neamț. Ce se mai întâmplă cu ăla, domn primar? Se lucrează. Haideți, domn primar, se lucrează? Da, se lucrează. Eu am o poză de acolo și să-mi spuneți dacă e de la amfiteatru, că nu știu. Faceți o mare, domnul Bogdan, vă rog frumos, când puteți. Da, așa. Este lucrare de la... Bine, aici nu putem discuta numai de amfiteatru. Cum spuneați, Târgu Neamț este un oraș turistic declarat. Încă mai avem de lucru. Acea zonă a cetății Neamțului, de la poale cetății Neamțului, am gândit-o ca pe un complex, pe lângă, bineînțeles, am început întâi un pol de atracție și de dezvoltare. Întâi cu amfiteatru, un proiect care l-am depus în 2015. Cred că am mai discutat de acest lucru într-o emisiune dumneavoastră. Mai aducem aminte și la oameni. Și abia anul trecut am reușit să terminăm și licitația și tot ceea ce înseamnă avize pentru a începe lucrările. La prima vedere, când discuți cu un cetățean al orașului și spui de amfiteatru, te întreabă cine trebuie nou amfiteatru în Târgu Neamț. Hai să explicați despre ce e vorba amfiteatru acolo. Deci pe lângă acel amfiteatru unde avem asigurate în jur de 900 de locuri. Haideți că mai caut o imagine. În toată acea zonă vom avea o zonă de agrement. Începând de acele chiciuri care spuneați dumneavoastră, acele chioșcuri care sunt acum parcare de la stadion. Păi alea n-au ce căuta. Alea toate vor fi demolate și vom avea zone de... Ia uitați cum arată zona respectivă acum. Da, acolo va fi amfiteatru, iar undeva în lateral vom avea două baze sportive, două terenuri de sport cu nocturnă și cu teren sintetic, cu posibilitatea celor două baze să rămână una mare, pentru că am fost criticat și acolo că am stricat două baze sportive și nu mai avem unde face sport. Nu, aici, pe lângă amfiteatru, cum spuneam, vom avea două baze sportive moderne, cu nocturnă, cu posibilitatea, dacă vom avea, eu știu, meciuri oficiale, să, din două terenuri să facem un... Știți ce mi-e dor la Târgu Neamț? Când mergeam la Târgu Neamț și era meci de fotbal și era și meci de handball. Aveați o echipă de handbal fete, dacă nu... Avem și acum, numai că sunt... Deci aveați o echipă de handbal fete, era jos pălăria când te duceai acolo. Da. Avea galerie, avea tot ce îi trebuie. Avem și acum, numai că nu mai e promovat așa cum trebuie și nici mai... Nu prea mai sunt ei... Numai o bază de... Susținut financiar, pentru că este nevoie de bani. Deci, haideți să ne închipuim cum va arăta zona. Pentru că de data asta nu mai vorbim despre proiecte doar pe hârtie. Au început lucrările. Deci, vine autocarul, da? Va fi parcarea mare. Parcarea mare. Mult mai mare. Mult mai mare față de cum este acum. Undeva în linia stadionului, terenului 1, vom avea aceste zone de comerț. Așa. Dar comerț sper să fie corect, altceva nu, decât nu ce chioșcurile astea. Acum, da. În spatele stadionului vom avea o bază, un bazin de not didactic, undeva la intrare spre amfiteatru. Și bineînțeles, vis-a-vis de stadion, de parcare, acest parc cu ștrand și cu zona de spații verzi, de agrement, care l-am discutat. Deci va fi un pol care să atragă acolo... și turiști, dar și localnici. Și cei din jur, că doar până la urmă despre ce vorbim aici. În primul rând să le asigurăm comercianților existenți locuri așa cum trebuie să fie la poalele cetății Neamțului, un comerț civilizat și bazat în primul și în primul rând pe meșterii populari și pe cei autohtoni acolo. De ce nu? Și terase micuțe și orice de care... De terase discutăm în partea ștrandului. În partea acolo, ștrandului. La ștrand vom avea terase începând de la cafenea, cofetărie, eu știu, terase, dar toate sunt pe construcții ușoare. Nu discutăm de hotelul sau altceva. Ăsta este un mare pas înainte. Da. Dar, sincer să vă spun, contează foarte mult după ce se face, unu, să aveți grijă să se păstreze un specific, să se păstreze un specific și să nu se distrugă. Este păcat de bani. Cam cât ar costa toate lucrurile astea așa la un loc? Păi numai acea zonă de agrement cu baze sportive și amfiteatru este aproximativ 4 milioane de euro.
cu tot cu TVA. Aici este un proiect european care, v-am spus, foarte greu a mers din 2015 până în prezent. Din coace pe strandul, bazinul de not didactic acoperit, avem o finanțare de la Compania Națională de Investiții și aici am deblocat foarte greu situația. Vă spun că în 8 ani de zile directorul de la Compania Națională de Investiții s-a cam plictisit de mine și acolo este o investiție de aproximativ 100 de miliarde de lei vechi. Iar la strand, ce vă spuneam din bugetul local, strandul plus parcul, o investiție tot așa la aproximativ 100 de miliarde de lei vechi, milioane de lei. Da. Deci asta este un lucru care chiar merită subliniat, pentru că, încă o dată, m-am săturat de discuții sterile despre turism. Toată lumea face turism, toată lumea vorbește despre turism și când ajungi să întrebi, ce ați făcut voi ca administrație să creați condiții să se poată face turism? Bine, aici dacă aș continua cu turismul și să creăm... Într-adevăr, turismul în Târgu Neamț, putem discuta de stațiunea Baia de Oglinț. Aici este o altă problemă. Este o problemă destul de serioasă. Haideți să o luăm pe rând, așa. Da. Eu am scris de nenumărate ori, am făcut și emisiuni, despre aventura aceea făcută cu intrarea în acționariatul de la Oglinț, pe vremea fostei administrații, când s-a dat o hotărâre de Consiliul Local. Mie mi s-a părut așa un pic ciudată. Deci s-a intrat în acționariat și s-au pus la dispoziție câte hectare? Că nu mai țin minte. La momentul acela. 4 hectare. 4 hectare. Plus 4 hectare. S-a discutat despre asigurarea canalizării, deci rețelele de canalizare, tot pe banii primăriei, ceea ce însemna mai mult decât 4 hectare. Primăria a preluat... Ați venit, primăria și-a făcut partea ei, a adus utilitățile, dar stațiunea tot așa a fost păstrată de acționari. După aceea s-a făcut pasul următor, ați achiziționat o parte din acțiuni de la FPP 2. De la SIF Transilvania. SIF Transilvania. Eram obligat să facem acest lucru, că altfel pierdeam tot terenul. Așa. Ei, în momentul ăsta care e situația? Deci, așa cum spuneați, noi dacă nu luăm măsura de a achiziționa acțiuni, de a cumpăra acțiuni, și acțiunile care le avem de 30% sau aproximativ 30% le pierdeam, pentru că SIF Transilvania deja ne-a anunțat că vrea să demareze procedura de faliment. Și, de fapt, procedura care este înainte de faliment anunță insolvența, după care... Da. Scot acțiunile la vânzare și aveam posibilitatea să nu mai avem nici măcar acele 4-5 hectare de teren. Nu mai vorbim de acțiuni. Așa că nu vreau să laud parte din consilierii care s-au ocupat, care am avut în Consiliul de Administrație, dar cu siguranță pot să vă spun că am avut doi economiști buni, i-am și acum, care sunt și prietenii mei și mi-au spus dacă nu facem acest lucru, vom pierde toată stațiunea. Și am ajuns să găsim resurse financiare din bugetul local, să cumpărăm acțiunile, să ajungem la momentul de față la un procent de 85%. Deci, practic, sunteți acționari majoritari. Suntem acționari majoritari. Urmând, ne mai trebuie în jur de, să spunem, 10 miliarde vechi să cumpărăm toate acțiunile de la cei mai... Pe vremea fostului guvern, țin minte că s-a dat pe final, parcă, un fel de, nu mai știu, hotărâre de guvern, lege, că nu mai țin în România, deci hotărâre de guvern sunt legi, legile sunt hotărâre de guvern, Curtea Constituțională este parlament, parlamentul este... Deci asta e România, nu mai discutăm. S-a dat un fel de, cred că lege, hotărâre de guvern, în care spunea ceva așa, că se pot depune proiecte pentru aceste stațiuni balneoclimaterice, mă rog, de către acționarii majoritari, mai ales dacă sunt, să spunem așa, UAT-uri. Ați demarat ceva în sensul ăsta sau s-au blocat lucrurile? Noi suntem, ca și oraș, suntem trecut într-o strategie a Ministerului Turismului, în special pe stațiuni balneo. Problema este că stațiunea Băile Oglinz încă nu este stațiune balneo. Se lucrează. Aici putem discuta de cheltuirea banului public, pentru că toată lumea își dorește străzi asfaltate, eu știu, multe alte
chestii care sunt normale în anul 2020, dar să nu uităm că și această stațiune s-au achiziționat acțiunile tot din banul public. Da, și deci, bani. Bine, ați avut noroc, haideți să... Am avut și noroc. Ați avut noroc că ați putut să luați banii la un preț, să luați la un preț destul de mic și ați putut face rost de bani, pentru că a fost interesat o firmă să ia ceva și ați avut banii, că altfel... Fără discuții. Altfel mai greu, scuzați-mă. Sunt proiecte, foarte multe proiecte care, la care discutăm noi pentru a salva stațiunea și a moderniza stațiunea. Totul depinde de cofinanțare și la fel depinde de acele avize care trebuie să le obținem pentru a căpăta, eu știu, deci, statutul de stațiune balneo. Haideți să vă spun. Lucrurile sunt, eu am mai spus-o și m-au înjurat mulți. Cei de la SIF. Domnul Fercale, cum mai era acolo, cel de la SIF, ei trebuiau să facă niște lucruri. Nu au făcut nimic. Trebuiau să facă analize la izvor, să vadă dacă acolo de unde luau analizele mai există apa cu calitățile care trebuiau, dacă nu, să vadă ce s-a întâmplat, unde izvorul a fost, hai să-i spunem, penetrat, unde s-a pierdut ceva și să facă lucrurile necesare. Dacă nu, e o problemă. E o problemă pentru că, să nu uităm, Târgu Neamțu are statutul de oraș turistic, stațiune turistică de interes național, datorată acestui fapt. Bine, că putea să faceți și altfel, să vă duceți la izvorul de sare și să-l omologați. Cea mai veche exploatare de sare, se pare, din Europa la dumneavoastră. Păi, asta vrem să facem acum. De fapt, am început procedurile. Sunt lucruri despre care lumea nu vorbește. E păcat că nu se vorbește. Noi când am preluat acțiunile și am devenit majoritari, de fapt, primăria Târgu Neamț, inclusiv acele avize, de fapt, acele documente pentru a obține avizele, licențele de exploatare și explorare erau expirate. Am reluat din nou procedurile și procedurile sunt destul de complicate. Complicate, greoaie. Cu deplasări a comisiei de la NRM, cu multe, multe chestii care s-au întâmplat în acești 8 ani. Bine, astea nu se văd. Și toate aceste lucruri înseamnă cheltuială. Cheltuială de unde? Tot din bugetul local. Să nu mai vorbim că în primii 2 ani aveam un grad de îndatorare de peste 60%. Dacă nu ne-a ajutat guvernul, pe atunci guvernul Ponta, pentru a ne prelua la bugetul de stat câteva din datorii, eram ca și domnul Fercal în insolvență. Da, asta e bună. Da. Deci, acum trebuie să răspundem la câteva întrebări. Deci, o doamnă Mihaela ne întreabă, e axată pe ce evenimente culturale s-au mai organizat în acest an la Târgu Neamț sau să mai preconizează ceva? După ce vom termina cu starea de alertă, sunt evenimente care sunt în derulare, dar trebuie să organizăm zilele cetății, festivalul medieval, zilele creangă și multe alte evenimente care s-au organizat, dar în sistemul online. Da. Câți turiști avem pe an în Târgu Neamț, sunteți întrebat? Dacă tot de doamna Mihaela. Mă întrebați de anul trecut și pe anul ăsta, probabil, anul acesta au început să vină, în special pe zona cetății Neamțului și Casa Creangă, dar eu, din ce știu și din ce am discutat cu reprezentanții complexului muzeal, numărul turiștilor până în 2019 a fost în creștere și puteam discuta aici de câteva zeci de mii de... Asta este un lucru bun și atâta doar. Să aibă omul ce face când vine acolo. Bine, aici discutăm și de mănăstirile din zonă. Da, și... turismul. Dar la Casa Creangă și cetate, din informațiile care le am și din statisticile care sunt, numărul turiștilor se încrește. Cu excepția acestui an unde... Haideți să facem o trecere spre partea socială a lucrurilor. Cu o întrebare, un domn pune o întrebare un pic mai răutăcioasă despre proiectul toaletelor publice, ce se mai aude? Că ar fi trebuit terminat. Știți ceva? Proiectul toaletelor publice, probabil domnul mă întreabă de acea toaletă publică din Parcul Central.
nu știu. Probabil. Nu mă pricep. Din ce am discutat cu constructorul, eu știu că astăzi se lucrează la toaleta din Parcul Central, unde vom avea asigurat o toaletă modernă atât pentru femei cât și pentru bărbați și, bineînțeles, pentru persoane cu dizabilități. Eu vreau să merg un pic spre un program, spre un proiect pe care personal l-am văzut la începuturile sale. Am fost puțin sceptic că firmele care lucrează, firma care lucra, își va duce proiectul la bun sfârșit. Am rugat pe cineva ieri să facă o fotografie la din exterior și după aceea am reușit să facem și din interior ceva. Este vorba de creșa de la Târgu Neamț. Haideți, spuneți-ne un pic despre ce este vorba, pentru că merită asemenea proiecte promovate. Care sunt proaste? Spunem că sunt proaste. La Târgu Neamț eu spun că două lucruri au fost foarte interesante. Așa cum s-a făcut Casa de Cultură și arată bine pentru un oraș, și acest proiect al creșei, care chiar poate cu o altă ocazie o să intrăm să vedem mai multe lucruri în interior. Spuneți-ne care este importanța ei socială, aveți clienți, ca să spun așa, la creșă și creșa cât a costat? Creșa este modernizată prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Este un proiect semnat acum aproximativ 2 ani de zile, un an și ceva. Valoarea contractului este de 20 de miliarde cu tot cu TVA, de lei vechi. Și vreau să vă spun că vom avea o creșă super modernă. Am schimbat tot ce s-a putut schimba în interior. Eu mai am două fotografii din creșă, dacă reușesc. Începând de la dotare, mobilier, target, deci a fost modernizată 100%, mai avem de terminat lucrările pe exterior, dar cum așa. Ia uitați cum ar trebui să arate o baie. O poză așa făcută. Arată. Deci, da, cum arată o baie. O poză făcută așa cum s-a putut, printr-o geam. Pe este undeva. Baia copilașilor. Începând de la duș, acele ghiuvete cu... Bine, mai avem ceva de aplicat pe acolo, dezinfectant și... Partea da. Mai mărunt, așa. Sincer, arată bine. Acum, na, eu știu cum va fi până la urmă. Haideți să mai dăm o imagine. La creșă avem un... Doamna director de la creșă, este o femeie foarte ambițioasă, dar și eu i-am spus să facă tot posibilul, să avem tot un nou, modern, astfel încât copiii să se simtă ca la ei acasă și părinții să fie mulțumiți. Deci proiectul este prin PNDL. Prin PNDL 1 sau 2? 2. 2. Da. Deci PNDL 2. Pe da. PNDL 2 am investit, am depus foarte multe proiecte, în special pe școli și creșe. Bine, acum nici nu puteam, nici financiar vorbind, nu puteam să profit de acest lucru, să mai aplic proiecte pe străzi, ceea ce ne doare pe toți, pentru că în PNDL 1 am făcut doar străzi. Da, în și nu-ți mai primea, da. În PNDL 2 am spus, domnule, ce facem? Mergem pe spital, școli, învățăm. Și ați făcut proiect Creșa, care este un proiect care cred că era necesar și trebuia... Creșa, înainte de a începe modernizarea, asigura un număr de 50 de copii, de copilași, iar acum am și dat hotărârea de Consiliul Local, asigurăm pentru 70 de copilași, nu ne mai permite spațiu. Și în alte condiții. Și în alte condiții. Bine, nu mai discutăm de condiții. În alte condiții. Dar am... Ar mai fi loc de una? Ar mai fi loc de două. Ar mai fi loc de două. Știm cu toții că și cei din mediul rural, părinții din mediul rural, aduc copii, încearcă să aducă copiii în oraș. Este o procedură foarte simplă. Îți faci mutație în Târgu Neamț sau, eu știu... Deci, teoretic, ar mai fi loc de încă două creșe la Târgu Neamț. Cel puțin două. Dacă aș avea posibilitate financiară, teren găsim, aș mai construi încă două creșe. Da. Bun. Pe partea asta socială, totuși, trăim într-o zonă cu populație îmbătrânită. Cum stați? Pentru că acum aveți ajutoare la DAS, ca să zic așa. La prima vedere, Direcția de Asistență Socială, unde am luat și măsura de a-i asigura personalitate juridică de vreo câțiva ani buni, un om de rând ar spune că sunt prea mulți angajați. Dar nu știm cu ce se ocupă această direcție de asistență socială.
Pentru că nu vorbim numai de funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială. Aici vorbim și de, și de beneficiari, vorbim și de persoane cu dizabilități, vorbim și de cei care au un grad de handicap sever, care sunt, parte din ei au, sunt angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială, sau parte din ei au însoțitori. Și intră tot în numărul de angajați pe Direcția de Asistență Socială. Da, și atunci apar foarte mulți. Apar foarte mulți. Așa și la neamț, la județ, de gheață, pe ce oare, cred că e cel mai mare angajator. Sunt atâtea centre de bătrâni. Da, da, da. La momentul când discutăm, nu avem decât un centru care poate deservi servicii, în special persoanelor care nu au locuință sau persoanelor vârstnice sau cei care beneficiază de ajutor social. Și aici mă refer la, la Centrul Sfânta Teodora. Bineînțeles, aici putem discuta de foarte multe proiecte. Cel puțin în ultimii 3 ani de zile au fost accesate peste 4 proiecte europene, tot pentru a veni în sprijinul persoanelor vârstnice, copiilor, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități. Ar fi foarte mult de spus pe această linie, dar vreau să punctez că începând de anul acesta avem servicii la domiciliu asigurate pentru persoanele vârstnice. Avem un centru care cât mai repede posibil va fi dat în folosință pentru persoanele cu dizabilități, adică acei copii în special cu autism, sindrom Down sau eu știu alte afecțiuni sau alt fel de handicap vor beneficia de acest centru de zi. Adică copilul va fi luat cu mașina de acasă, dus la acel centru, asigurat masă, asigurat învățământul până la ora 16 și, bineînțeles, dus înapoi acasă tot de colegii de la Direcția de Asistență Socială. Aceste toate sunt proiecte europene, deci ne-am bazat foarte mult și ne-am axat pe fonduri europene pentru că nu avem altă soluție decât să găsim proiecte europene pe această linie. Mai citesc câteva mesaje și după aceea o să mergem spre un subiect fierbinte, ca să spun așa. Domnul Nahoi, când asfalta strada a Produl Purice din Humulești? Felicitări, domnule primar, o altă doamnă. Eu zic că Târgu Neamț are un primar bun, dar am o întrebare despre oglinzi, când o să se pună în funcțiune cabana. Exact ce vorbeam. Da. Domnul Nahoi, nemulțumit de stradă, da, vă spune, plătim aceleași taxe ca în oraș, așteptăm asfaltarea acolo. Doamna Tănăsescu, cred, dacă Mitropolia vrea spațiu din curtea vechii primării, să cedeze 90 de metri pătrați din curtea Bisericii Sfântul Nicolae din Omulești, fără de care este aproape imposibil să construiască un sens girator. Deci, la ora actuală, magazinul așa, care este motivul pentru care nu se respectă proiectul votat de consilierii locali? Care proiect? Cu acea intersecție de la Humulești. Cu intersecția. Așa cum am spus, eu am inventariat tot ceea ce înseamnă străzi nemodernizate. Am terminat cu canalizarea, iar toate străzile, deci avem aici, discutăm de aproximativ 20 până în 30 de kilometri de asfalt pe tot ceea ce înseamnă străzi în Târgu Neamț nemodernizate. În condițiile în care v-am spus, în 2012 avem 36% asfaltate. Aceste străzi nemodernizate le-am, în prima fază, când era guvernarea PSD, am făcut un proiect destul de amplu și l-am depus pe acel Fond Național de Investiții. După schimbarea guvernării, fondul de investiții s-a anulat și am rămas cu străzile nefinanțate. Pentru a găsi soluții, eu știu, de asfaltare a străzilor, financiare vorbind, am împărțit în patru loturi, da, străzile, în ideea de a începe câte un loc, câte un lot, cum mai finanțarea începe, să scoți la licitație un lot, cum mai găsești altă finanțare, mai scoți un lot. Nu mai spunem că sunt probleme și cu constructorii care... Și nu vă mai spun că avem probleme cu constructorii că nu vin la licitație. Da. Pentru că și noi punem niște condiții să achităm lucrările la drumuri, de exemplu, într-un an, contract multianual, că nu ai din bugetul local să achiți 30 km de drum în jumătate de an sau cât a mai rămas până la sfârșitul anului. Și aceste patru loturi le avem proiectate. Trebuie să nu uităm că până ajunge la licitație, trebuie studiu de fezabilitate, trebuie
cu rază de taxe, care le-a achis-o din bugetul local. Și am reușit cu primul lot cu aceste 13 străzi și am... Și acum așteptați următoarele. Am găsit de cuvință să luăm câteva străzi din fiecare zonă. Una din barieră, alta din Humulești, cealaltă din Humulești Noi, pentru a, cât de cât a vedea omul că se vrea. Nu e nimeni inconștient să nu asfalteze strada Produpulce și știu acolo că sunt probleme. Nu mai vorbesc că o parte din strada Produpulce dinspre Ozana, abia acum câteva săptămâni am terminat asigurarea gazului metan. Produpulce în capăt și Griviței. Da, lucrurile astea, să știți, domnul primar, așa am spus-o și... Lucrurile astea poate ar trebui explicate mai mult oamenilor. Adică ce se întâmplă? Sunt oameni care, marea majoritate, nu cunosc mecanismul pe care se lucrează. Nu cunosc. Și atunci, nu știu, sunt modalități. Asta este o altă problemă. Eu singur nu pot ne apropiem de... să explic. Dar sunt consilieri pe fiecare zonă. Dacă consilier ar fi sincer, ar putea să le spună. Da, aici este o altă poveste. Da. Aici este dar o altă dacă poveste. Ai un consilier de la un partid și altul de alt partid, ăla spune, nu vrea primarul, că tu ești consilier, de, eu sunt consilier de la... Ceea ce nu e real. Ar fi inconștient, adică aș fi... Da. Haideți copil. Să discutăm un subiect, unul, la modă și grav. Spitalul. Știu că nu e un subiect foarte plăcut, dar există. La spital, în ultima perioadă, mă rog, acum parcă s-au mai liniștit lucrurile, sau, mă rog, să ajunge în instanță, a fost tot felul de discuții. Nu mă interesează în momentul ăsta asta, că nu-i treaba administrației. Poate m-ar interesa să vedem dacă se dă drumul la concurs pentru manager și șef de secție. Asta ar fi o întrebare. După aceea m-ar interesa să discutăm un pic despre stadiul pregătirilor să deveniți spital COVID. Vă rog. Și aici mi s-a spus ceva? V-a contactat cineva? Să începem cu... Acea situație e destul de delicată de la spital și nu m-am ascuns niciodată și chiar aș vrea să lămuresc lucrurile. Eu în 2012, când am venit, nu știam cum se află spitalul la momentul respectiv, adică în ce stadiu există spitalul Târgu Neamț. Slavă Domnului că nu am avut nevoie decât să cu soția când am născut pe cei doi copii. În rest, nu am avut probleme de sănătate. Să ajungi într-un spital în 2012 la o consiliu de administrație și să vezi că nu ai decât pavaj în curte, iar spațiile sunt dezastroase și nu mai spun de dotare și fără medici, fără nu aveau nici măcar bonurile de masă asigurate de aproximativ 6 luni de zile, este destul de grav. Doamna primar, toată lumea știe că s-a investit foarte mult în spital. Și direct de primărie, și prin Consiliul Județean, și cu sprijinul Ministerului. Și prin fonduri europene. Cine spune că nu s-a investit, minte. Unde este investit, aici, e investit. De aici am vrut să ajung la situația... E aberant să ai aproape tot ce ai cerut, și să te cerți ca orbeții Pe niște probleme personale. Pe ambiții personale. După părerea mea, oamenii aceia ar trebui să caute de lucru acasă. Fără discuții. Dar haideți să revenim la situația asta, că lumea vorbește. Nu, eu vreau să spun că în acești ani, când am ridicat spitalul, cum l-am ridicat, chiar dacă nu mai sunt probleme în spital administrative, pentru că asta mă interesează, totuși am colaborat cu niște oameni. Că o fi el doctor Apostoae, că a fi doamna doctor Antohi, care știți cu toții cu dumneavoastră și cu doctorul Apostoae am reușit și acreditarea. Nu e normal acum să mă duc să ce să spun despre acești oameni. Sau da. Doctorul Pătrașcu. Sau, iar eu nu am și nici nu am să fac acest lucru cât voi fi la administrație, să mă implic în organizarea lor din punct de vedere profesional. Știu că în alți ani inclusiv primarul ordona inclusiv gărzile, ceea ce nu este normal. Dar în fine, revenind la... O fi fost unitate militară. Da, revenind la subiectul, la întrebarea dumneavoastră, cred că s-a văzut și vreau să, încă o dată, să mă repet, chiar dacă suntem din partide diferite politice, niciodată n-am să intru în polemică cu colegii din celelalte partide. Dar totuși, Spitalul Târgu Neamț deservește peste 200-250 de mii de oameni.
Aici vorbim de comunele limitrofe. Numai un pic, domnul primar, să citesc ceva, că nu mai pot. Deci îmi trimite cineva în timpul emisiunii numai un pic, că trebuie să intru. Apropo de ce se întâmplă în momentul ăsta în sistemul sanitar din Neamț, când nimeni nu mai știe care e situația. Primesc un mesaj. Apropo de spitale. Aseară un beneficiar de la un centru de plasament din județ a avut nevoie de ajutor medical, fiind rănit la mână într-un geam. O chestie se întâmplă. Se sună la salvare. Vine salvarea, este dus la Roman, cu tot cu însoțitor. La Roman, medicul de acolo, probabil supraaglomerat, se ceartă cu băieții de la spitalul județean de aici. Între timp, salvarea, ambulanța, de la Piatra, pleacă înapoi, de la Roman la bază, da? După ce medicii în Roma nu vor să-l interneze, solicită din nou salvarea, din Piatra. Să vine salvare din Piatra, să-l preia pe copil, să ducă înapoi la spitalul județean. Efectiv, nimeni nu mai înțelege nimic, e un circ. Și întrebarea e, dacă spitalul din Piatra nu mai e spital COVID cu 20 și ceva de internat sau nu? De ce ea de la Roma îl trimit înapoi? De ce, probabil, dacă era o simplă tăietură, n-a ajuns la Târgu Neamț? Nimeni nu mai înțelege nimic. Poate înțelegeți dumneavoastră. Nu e problema mea a intra în astfel de discuții vis-a-vis de evenimentul neplăcut de care l-ați spus, dar eu vorbesc de spitalul meu, de spitalul orașului Târgu Neamț. Cum vă spuneam, odată ce asiguri serviciile pentru peste 200.000 de oameni și nimeni nu-ți spune... Am înțeles, trebuie să fie spital COVID Târgu Neamțu, sau eu știu, să asigurăm o secție, da. Pentru a asigura această secție de spital COVID, îți trebuie dotare, îți trebuie medici, îți trebuie gărzi, îți trebuie bine. Eu, din ce am discutat cu managerul meu de la târg, cu doctorul Pătrașcu. Așa. Nimeni nu e, eu știu, imposibil de a gândi acest lucru, dar trebuie să discutăm, să vedem cum adică hotărârile trebuie luate într-un consens și trebuie, cu autoritatea locală. Fără discuții și cu consiliul local. Și nu trebuie să implicăm politicul aici. Adică da. Nu mi se pare normal să... Eu sper să nu fie așa. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Eu pe această perioadă a pandemiei am colaborat foarte extraordinar de bine cu prefectul. Adică nu s-a pus problema niciodată. Mi-a spus... Domnul primar, vezi că ai centru la Oglinză, ai centru la nu știu unde. Haideți nu s-a pus problema. Haideți că dacă e așa, ați colaborat atât de bine încât cei mai mulți carantinați erau prin zonă la un moment dat. Am acceptat, nu s-a pus problema, dar totuși în spitalul Târgu Neamț... Și cu cheltuieli. Apropo, au venit banii pe ce ați cheltuit? Pe cei izolați care au fost, da, au venit banii. Au venit banii. Da. Doar pe, nu a venit niciun ban, pe ceea ce am cheltuit noi din bugetul local... pe aparatură, pe măști, mănuși, ceea ce s-a solicitat prin acele ordine militare. Da, da. Primar, acum, aproape o oră am discutat deja. Haideți să încercați dumneavoastră o concluzie. Mulțumit, nemulțumit și ce credeți că mai trebuie, ce credeți că nu s-a făcut? V-am spus, în primul mandat sunt super mulțumit la ceea ce am realizat. În al doilea mandat sunt mulțumit pentru realizările pe școli, spital, apă, canal și eu știu ce am mai avut noi pe acolo. Nu mai vorbim de partea culturală și proiectele europene unde deja am început să beneficiem de proiecte finanțate după ani și ani de muncă. Dar sunt nemulțumit de faptul că am, eu știu, în anumite interviuri la dumneavoastră sau la colegii dumneavoastră, am spus că voi face câteva investiții care nu s-au realizat și aici, în primul rând, mă refer la infrastructura rutieră din Târgu Neamț. În rest, sunt mulțumit că la sfârșit de mandat lăs o primărie cu datorii la maxim 20% grad de îndatorare și investiții de peste 10 milioane de euro, în special pe fonduri europene. Și o echipă în primărie destul de unită și profesionistă. Cu câteva excepții. Bun, aici faptul că aveți proiecte multe depuse, știu, și e un merit al echipei, da. Și al city managerului. Toată echipa care am avut-o din 2012. Cu câteva excepții. Da, cu câteva excepții și dacă va fi așa o știre de ultim moment, dacă va fi să mai candidez la primăria Târgu Neamț, voi fi și voi merge cu aceeași echipă din 2012, ca să nu-și facă alții probleme că au loc în echipa sudată încă. Bine. Eu vă doresc baftă în ceea ce faceți. Mă bucur că ați tras piciorul
în această serie de interviuri cu șefii administrațiilor locale. Cum spuneam, eu sper să avem toți șefii de administrații locale, cel puțin cele mai importante din județ, și să putem discuta așa. Fără... A, că va începe campania și atunci o să vă las să vă dați la geale cât doriți unii la alții, că și asta e interesant până la urmă, să vedem cine va ieși accidentat. Dar partea de administrație aș vrea să o discutăm în felul acesta. Vă mulțumesc, vă doresc cele bune și să ne vedem sănătoși la emisiune la Târgu Neamț. Mulțumesc. Până atunci, oameni buni, să aveți o zi frumoasă. Mâine, nu uitați, apare Mesagerul de Neamț, ediția scrisă. Vă spun eu că veți avea ce citi, așa am o presimțire că se va citi ziarul de mâine, și să fiți iubiți de cine vreți dumneavoastră. Cele bune!